când alții își vedeau interesul de partid, doar liberalii au renunțat la candidatul propriu ca să susțină un om care a făcut istorie, Cuza. Așa s-a înfăptuit unirea principatelor, prin noi. Când clasa politică era divizată, doar liberalii au înțeles că e nevoie de un om în stare să facă iar istorie, Carol I. Așa a început România modernă, prin noi, prin noi înșine, cum spunea Brătianu. Când toți ceilalți stăteau să aștepte soarta războiului, liberalii au decis intrarea țării în război. Așa am câștigat Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul. Prin noi. Acum, când am ajuns în pragul a 100 de ani de la Marea Unire, suntem din nou la o răscruce. Pretutindeni în jur, vedem neliniști și îndoieli, prea mulți români sunt dezbinați și deznădăjduiți. Cine va conduce România în astfel de vremuri și mai ales încotro? Înaintașii ne obligă la o singură direcție. Înainte. Se poate. Dar numai prin noi înșine.